Transfuziile de sânge și produse din sânge ajută la salvarea milioane de vieți în fiecare an. Aceste operațiuni medicale pot ajuta pacienții care suferă de afecțiuni ce pun viața în pericol și susțin procedurile medicale și chirurgicale complexe. Cu toate acestea, în centrele de transfuzii din țară există un deficit major de sânge, iar numărul donatorilor este în scădere. Conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău se confruntă cu aceeași situație și spune că de la un an la altul numărul celor care vin să doneze sânge este tot mai mic. Donatorii noștri care veneau la 3 luni cu regularitate, numărul lor a scăzut. Donatorii noi vin într-adevăr într-un număr probabil la fel de mare ca și anii trecuți. Din nefericire, nu se fidelizează, adică ceea ce spunem noi, nu mai vin și la alte donări în cursul anului. Și atunci, cererea fiind foarte mare, nu putem face față acestor cereri. Chiar dacă nevoia de sânge în unitățile medicale este una acută, oamenii recunosc că nu prea sunt dispuși să doneze. Unii sunt nemulțumiți de facilitățile oferite în schimbul donării, alții au renunțat să mai doneze frecvent din comoditate. Soțul meu a fost, el e sănătos, el a fost și a donat, eu nu. Merge frecvent să doneze soțul dumneavoastră? Nu, nu. Când a fost nevoie și a avut cineva, s-a dus și a donat. Donez de ani de zile și am încetat să mai mă, pentru că e plătit prost. Deci dacă, așa cum e plenuria asta de sânge acum în țară și statul, în loc să mărească pensiile alea speciale acolo, mai degrabă ar mări prețul la donatori și ar avea sânge. Să doneze, domnule, că eu am donat de 5 ori am donat. Nu, dar de 5 ori. Am donat și n-am murit. Conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău îi îndeamnă pe cei care vor să-și ajute semenii aflați la nevoie să vină să doneze. Donarea voluntară, neremunerată, reprezintă un dar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții oricăruia dintre noi fiind incomensurabilă. Nu știu dacă toată lumea conștientizează cât de importantă este această picătură de sânge. Este singurul lucru pe care putem să-l dăruim și dăruindu-l să dăm viață. Este extraordinar de important să-ți dai seama că sângele tău, acei 400 de mililitri, pot salva o viață. Un pacient care pe patul spitalului stă și așteaptă o intervenție care nu se poate efectua, bolnav cu leucemie, cu talasemie, care au nevoie de acest sânge pentru a supraviețui. Ar trebui să înțelegem o dată pentru totdeauna că este extrem de important să facem acest gest. Primul pas pe care trebuie să-l faceți pentru a dona sânge este să vă prezentați la un centru de transfuzie sanguină cu un act de identitate asupra dumneavoastră. Acolo veți completa un chestionar pentru a vedea dacă sunteți apt de donare. Vârsta trebuie să fie cuprinsă între 18 și 60 de ani, iar greutatea de peste 50 de kilograme. Nu sunt acceptați cei care au avut intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, cei care au consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării și femeile însărcinate. Cel care donează sânge primește o zi liberă de la locul de muncă, 50% reducere la abonamentul pentru transportul în comun pentru o lună și tichete de masă. Bărbații nu pot face mai mult de 5 donări pe an, iar femeile maximum 3.